Explozie puternică la o fabrică de biodiesel din Spania. Două persoane au decedat, printre care și un muncitor român, iar ceilalți angajați au suferit răni ușoare. În apropierea fabricii se afla și un grup de aproximativ 250 de copii care au fost evacuați de urgență. Din fericire, niciunul nu a fost rănit. Explozia a avut loc la unul dintre cele patru rezervoare de petrol ale fabricii de biodiesel din nordul Spaniei. Autoritățile au constatat două decese, iar mai multe persoane au suferit răni ușoare și intoxicații cu monoxid de carbon. Una dintre victimele decedate este un muncitor român în vârstă de aproximativ 40 de ani. Bărbatul era originar din Maramureș și locuia de mai mulți ani în Spania. 6 ore le-au luat echipelor de intervenție aflate la fața locului să stingă focul, încercând să prevină răspândirea incendiului și la containerele din apropiere. În momentul exploziei, 250 de copii se aflau într-o excursie în Tierra Rapaz, obiectiv aflat foarte aproape de fabrică. Aceștia au fost evacuați de urgență. Din fericire, niciunul dintre ei nu a fost rănit. Până în prezent, nu este cunoscută cauza exploziei, însă autoritățile fac cercetări în acest sens.